Un triunghi se dă un triunghi ABC, E în mijlocul lui AB, E în mijlocul lui AC, P simetricul lui C față de M și Q simetricul lui B față de N. Arătați că punctele P, Q și A sunt coliniare. Pentru a arăta, întâi să facem un desen. Desenăm un triunghi ABC și luăm mijloacele laturilor după cum ne spune în problemă. Deci, M este mijlocul lui AB și N mijlocul lui AC, pentru că sunt mijloace, am pus câte un semn pe ele. P este simetricul lui C față de M. Deci vom uni C cu M și îl vom prelungi cu un segment congruent cu el. Să ștergem că l-am desenat nu chiar frumos. Deci unim C cu M și îl prelungim cu un segment congruent cu el. Pe tabletă desenele se fac puțin mai greu, dar încercăm. Deci am unit C cu M și am prelungit cu un segment congruent cu el. Și atunci am obținut P simetricul lui C față de M. Procedăm la fel pentru a obține simetricul lui B față de N. Spre dreapta desenez mai ușor decât spre stânga. Și obținem Q, simetricul lui B față de N. Vedeți, am notat și pe figură că sunt simetrice. Și noi va trebui să arătăm că punctele P, A și Q sunt coliniare, deci sunt pe aceeași dreaptă. Cum vom proceda? Suntem atenți și observăm că triunghiul BNC este congruent cu triunghiul ANQ. Deci triunghiul BNC congruent cu triunghiul ANQ. Datorită faptului că au NQ egal cu NB, mai are AN egală cu NC și unghiurile N1 și N2 opuse la vârf. Și atunci ele sunt unghiuri congruente, pentru că sunt opuse la vârf. Deci, triunghiurile sunt congruente în cazul latură-unghi-latură. Triunghiurile sunt congruente. Deci, ne va rezulta că AQ este congruentă cu... AQ este congruent cu BC. Și ce este mai important pentru noi? Unghiul A1 congruent cu unghiul C, unghiuri alterne interne în cazul nostru, deci înseamnă că dreptele AQ și BC sunt paralele. Pe noi asta ne interesează de fapt. Ei, toată această demonstrație o putem face și mai ușor dacă am învățat patru laterele. Pentru că observăm că NQ e egal cu NB și AN e egal cu NC, înseamnă că în patrulaterul AQCB diagonalele se înjumătățesc, deci patrulaterul este paralelogram, deci AQ e paralel cu BC. Dar am ales să fac demonstrația cu triunghiuri pentru că poate ești în clasa a 6-a și nu ai învățat încă patrulatere. Vei alege singur cum vei proceda să faci această demonstrație. Vom păstra faptul că am găsit că AQ e paralel cu BC și analog vom arăta că AP este paralel cu BC. Voi face tot în ambele moduri, și cu triunghiuri congruente și cu paralelogram, pentru a avea la dispoziție două posibilități. Și tu ți-o alegi pe cea care ți se pare ție cel mai ușor de înțeles. Deci, revenim, dar să avem și cu ce scrie. Triunghiul APM este congruent cu triunghiul BCM datorită faptului că au BM egal cu AM, pentru că M este mijlocul laturii AB, CM egal cu PM pentru că am construit P simetricul lui C față de M și unghiul M1 congruent cu unghiul M2, le-am marcat pe figură, sunt unghiuri opuse la vârf, deci triunghiurile sunt congruente. Atunci înseamnă că și unghiul A1, am să-l notez, este congruent cu unghiul B, pentru că au poziție de unghiuri alterne interne, având
Ele au poziție de unghiul, noi le-am demonstrat că sunt congruente datorită faptului că triunghiile sunt congruente. Au poziții de unghiuri alterne interne, dreptele AP și BC tăiate de secanta AB, deci va rezulta că AP este paralel cu BC. Am obținut a doua relație. Avem două drepte paralele cu aceeași dreaptă, cu BC. Asta înseamnă că AP este paralel cu AQ. Cum? Și AP și AQ trec prin același punct A, conform axiomei lui Euclid, printr-un punct exterior unei drepte trece o paralelă și numai una, înseamnă că punctele A, P și Q sunt puncte coliniare. Deci o metodă de demonstrare a colinearității se bazează pe axioma lui Euclid. O să mai revenim cu probleme de colinearitate.